Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe Regiunea în Obiectiv la Televiziunea Română. Sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Luna septembrie aduce și cea de-a șasea stagiune la Reactor de Creație și Experiment. Este de altfel subiectul care deschide ediția noastră de astăzi, subiectul despre care discutăm chiar acum cu invitații mei. Oana Mardare, coordonator general în cadrul Reactor, Andreea Tănase, dramaturg și Radu Nica, regizor. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți azi cu noi. Bine ați venit! Noi vă mulțumim! Bine v-am găsit! Și premiera Totul e bine când se termină. N-ați uitat ceva? Nu mai vrea să spuneți ceva? Nu. Ne-am oprit un pic mai repede decât Shakespeare. Și... da. Radu, de ce Totul e bine când se termină? Care e ideea acestui spectacol care, cum spuneam, e premiera de la această stagiune cu numărul 6? Acum, ideea, nu știu dacă e una singură, v-a zice un pic mai degrabă povestea. Povestea unui cuplu care, după 10-11 ani de relație, ia decizia să pună punct relației și vor să facă chiar un party, adică un pic se, aș zice eu, că se provoacă așa, să pară că sunt cool, că sunt în ordine, că sunt oameni maturi. Se încheie, dar cu chef. Exact, adică să pară că ei sunt deasupra problemelor. Asta e un prilej pentru a-și aduce aminte de trecut și, în fine, nu sunt chiar atât de cool precum pretind. Vorbiți-ne un pic, cum ați lucrat la construcția acestei piese? Cum ați gândit mesajul, personajele, jocul? Păi, personajele și ideea principală, adică relația asta foarte lungă care se termină cu un divorce party, ca să-i zicem așa, au venit cam cu un an în urmă și am trecut la Reactor prin rezidența Drama 5, unde s-a dezvoltat acest text și s-a schimbat foarte, foarte mult față de cum era inițial, dar a trecut printr-un întreg proces. Ideea a rămas, personajele a rămas, cumva s-a schimbat povestea și structura poveștii, iar de la începutul lui august am trecut în altă parte a procesului în care am început lucrul la spectacol. Sunteți mulțumiți de cum arată el acum? Spuneați că au trecut iată și ideile. Da, a și trecut prin foarte multe schimbări. Da, mie îmi place foarte mult și îmi place, adică nu mă așteptam. Ea a fost o provocare procesul ăsta, dar a fost o provocare foarte faină și au apărut foarte multe lucruri care m-au surprins și pe mine. Mm-hmm. Și îmi place cum arată. Adică e un draft, cred că e la numărul 39 sau... Cam așa, ceva de genul, da. Știi, varianta de text la care suntem adică, acum. Adică, într-un fel, de unde ați plecat? Da. Și, și să înțeleg, în variantele inițiale, ăștia doi rămâneau împreună? Nu. Ei se despărțeau de fiecare dată. Oricum, deci asta a fost, dar da, altfel, cap-coadă. Ați experimentat altfel mai multe feluri în care doi oameni pot să... 39 de drumuri diferite de da, cum care să te desparți. Să ajungă la asta, exact. Ce se aștepte cei care vor veni la acest spectacol? Sau ce așteptați voi de la întâlnirea cu publicul? Mi-aș dori foarte mult să vină deschiși, să se aștepte la orice. E un text prin care m-am dorit foarte mult, nu știu, să fie niște elemente care provoacă. Adică să fie o intimitate de cuplu care este cumva expusă în fața celor care vin. Și atunci să vadă povestea prin care trec ei și automat poate să-și pună și întrebări legate de ce se întâmplă în viața lor și de care e, cum stau în momentul de față, față de persoana iubită, față de ei înșiși, cât de mult își asumă adevărul lor, cât de mult își asumă ce simt. Eu zic că e un proiect destul de atipic pentru ceea ce se face în genere la Reactor, care se merge mult pe zona socială, pe performativ, pe zona aceasta mai nouă de teatru. Noi am propus un soi de reîntoarcere la ficțiune, la poveste, la emoție. Într-un fel, ni s-ar putea reproșa că nu practică cel mai proaspăt mod, dar din punctul meu de vedere, din întâlnirea asta între poveste, între personaj, între poveste coerentă și flerul, suflul nou al Reactorului, din fuziunea asta, eu zic că iese ceva care în continuare e proaspăt și provocator. Un produs atipic, Oana, spun, iată, cei care au gândit această premieră, cumva simți că ai riscat, că l-aduci ca punct de pornire? Nu, sau absolut care, risc. Cum ai gândit în spate toată povestea asta, debutul stagiunii cu numărul 6? Da, nu am gândit eu neapărat lucrurile. Ele decur deja într-o structură
în care funcționăm de la început. E rezidența de care spunea Andreea, Drama 5. E o rezidență care are loc în fiecare vară și sunt 5 dramaturgi care vin și își dezvoltă un text. De altfel, tu ai fost prezent în platoul nostru, ne-ai vorbit despre maniera în care se întâmplă. Nu credeam că așa de mult se schimbă, de fapt, iată, o idee care ajunge în Drama 5 și input-output. Da, depinde foarte mult și de flexibilitatea rezidentului, dacă are o deschidere să-și muleze ideea în funcție de feedback-ul primit. Și cumva ce are în comun, sigur, e atipic, poate, pe de-o parte, dar în același timp, ca multe din proiecte și toate din proiectele Drama 5, el susține dramaturgia contemporană, adică pe tinerii dramaturgi în viață, le susține munca și opera și asta e punctul de legătură. Dincolo de asta, pentru noi e clar că avem artistic o deschidere foarte mare la estetici, la stiluri diferite, la regizori și asta e ceva ce face ca spațiul să fie viu și mereu surprinzător. Deci pentru noi nu e vorba de niciun risc, e chiar strategie bine gândită. Bun, foarte important acest lucru, pentru că voi nu veniți doar cu o colecție de piese. Am văzut asta la voi și în celelalte stagiuni. Voi veniți cu mesaje, veniți cu niște realități, cu niște lucruri pe care societatea, așa, noi le trăim și le îmbrăcați artistic. Sigur, venim cu... Care e tema sau care sunt temele care vor guverna această stagiune cu numărul 6, spune? Mm-hmm. Păi, deschidem cu această... tema relației de cuplu, despărțirii, cred. Pe urmă avem următorul proiect, e despre fricile tânărului adult. Este un spectacol care va avea premiera luna viitoare, în octombrie. Sushi, sau Îmi place Sushi, e titlul de lucru. E scris de Ioana Hogman, colega noastră, regizat de Raul Coldea. E un text care la fel vine, un spectacol care vine după un proces de anul trecut în care noi am avut un soi de concurs. Publicul a putut să voteze din 5 propuneri de potențiale spectacole, să voteze cel care îi place cel mai mult și practic am avut 5 echipe de artiști, din oamenii cu care lucrăm, colaborăm noi constant, regizori, dramaturgi, și au ieșit propuneri atât de bune încât pe lângă cea câștigătoare care s-a montat stagiunea trecută, Glorie, vrem să mai producem măcar 2 dintre cele care s-au mai făcut. Și asta e cumva al doilea spectacol. Spun asta pentru cine a fost la eveniment, cine a votat, cumva e un bonus pentru că a fost al doilea cel mai votat proiect. După care am intrat într-un laborator așa de lucru cu Leta Popescu, colega noastră de la început de Reactor, care n-a mai fost de mult pe la noi, și de data asta ne propunem să intrăm cât mai adânc într-un soi de laborator. Am început lucru vara asta, e etapizat, o să reluăm la sfârșitul anului și pe urmă prin februarie este acest spectacol care are deja titlu, se numește Incorrect, face parte dintr-o trilogie, o să povestim când îi vine vremea. Mai știm de un următor proiect cu domnul Dabija și cu colega noastră Alexa Băcanu și mai știm câteva lucruri, dar ele sunt spre final de stagiune și așa că le mai ținem un pic. Le-a spus la copt, să zicem, da, așa, da, da. La dospit. Și încă dospim pentru cealaltă stagiune. Suntem, da, cumva cu un calendar tot mai clar, tot mai bine făcut pe aproape următorii 2 ani, ceea ce foarte ok. Și avem rezidențele, sunt proiectele dragi de care tot în fiecare an încercăm să atragem resurse pentru mini ele. Mini-reactorul rămâne pe scenă, ca să spun așa. Da. Și toamna asta mergem și la Zalău și avem o stagiune toată toamna acolo. În fiecare duminică suntem cu un spectacol de copii dimineața și cu un spectacol de copii de adulți seara. Excelent. Apropo de asta, vreau să te întreb, cumva diferă publicul sau modul în care voi sunteți primiți de către public într-un oraș precum e Clujul, care adesea e sufocat de evenimente, uneori ți-e și greu să le mai vezi pe rețele de socializare pentru că sunt foarte multe, și
alte orașe, aș spune, mai vitregite din punctul ăsta de vedere, unde nu prea e, nu mai e nici cinema, nu mai sunt nici foarte multe spectacole. Dacă n-ați trece voi și alții ca voi pe acolo, oamenii n-ar prea avea foarte multe posibilități. Cam de la asta a pornit și ideea proiectului, celor două proiecte, de fapt, e vorba de două proiecte pe care le derulăm la Zalău, unul condus de mini-reactor și altul de reactorul mare. Încă, de obicei, experiența, da, e foarte diferită în funcție de oraș, în funcție de cât acces e acolo, și ne dăm seama că e mult mai valoroasă în anumite contexte, capătă valențe noi, chiar și spectacolele noastre și experiența noastră ca și actori în spectacole se modifică prin această energie. Mi-aduc aminte, apropo de asta, și îmi cer scuze că te întrerup, discutam tot în acest platou cu Diana Buluga și spunea la un moment dat, am ajuns cu o serie de spectacole într-o altă zonă a țării, nici nu are importanță unde, oamenii aceia deja atât de obișnuiți erau să nu mai aibă parte de evenimente culturale, încât refuzau să creadă că acești oameni vin doar așa. Adică i-au întrebat direct, voi de la ce partid sunteți? Ce partid v-a trimis? Și care e scopul pentru care voi ne aduceți artă? Ce trist. Și noi mai suntem spectatori și culmea, nici nu ne puneți să plătim bilet. Da. Precis e ceva necurat aici. N-are cum să fie pe bune. Da. România secolului 21. Mă întorc, apropo de asta, și Oana, repet, îmi cer scuze că te-am întrerupt, apropo de ancorarea pe care cei de la reactor o fac în realitățile societății, v-aș întreba, totul este bine când se termină, ce, cum se pupă cu maniera societății românești de a avea familie? Iată, familia tradițională a fost un întreg circ, spectacol, ca să spun așa, apropo de autenticitatea în cuplu, de cum rămânem într-o relație care uneori e toxică, de cum ieșim de acolo. Cum vedeți? Păi, toate astea sunt niște întrebări. Spectacolul nu oferă răspunsuri, adică prin însăși alegerea titlului, care da, e tot bine când se termină, poți să-l întrebezi ca ceva semnul exclamării. Ai evident în minte și titlul Shakespearean, totul bine când se termină cu bine. Toate acestea sunt întrebările pe care le lansăm publicului. Orice se termină este neapărat ceva care e definitiv un punct, sau poate nu e, e un nou început. Ce fel de început, în ce măsură acest început este influențat de ceea ce a fost înainte? Eu cred că e un text care are de-a face cu criza cuplului și cu criza cuplului în mod specific în secolul 21. Deci vorbim, abordați în felul ăsta subiectul. Absolut. Crezi în ideea aceasta de criză? Criză de ce? De identitate, de încredere, de, nu știu, resurse pe care le punem la comun. Eu ai zice, scuze-mă, Ai zice un soi de criză de comunicare, poate? Adică ca punct central, să zicem, criză de comunicare, pentru că ne e... ne a ajuns, cred, de multe ori să ne fie foarte, foarte greu să reușim să trecem peste orgoliile personale și peste mândriile și peste orgoliu, cred că în mare parte, încât să lăsăm, să putem să discutăm cu cineva sincer și să spunem care sunt problemele, care credem noi că sunt problemele, ce ne deranjează, cum putem să căutăm o soluție, să le rezolvăm împreună, de fapt. Asta e, și atunci nu ne permitem cumva să fim, ne e foarte greu să fim vulnerabili în fața persoanelor iubite, în cazul ăsta de cuplu, și în fața persoanelor în general, de fapt. Pentru că noi, ca societate, avem și ideea asta indusă de atâta vreme, aș spune într-un mod greșit, cum că vulnerabilitatea, exact, de fapt e slăbiciune, e lipsă de putere, e multe lucruri, dar toate cu conotație negativă. Da, exact. Absolut. Sigur, și secolul nostru și secolul al XX-lea, adică emanciparea femeii a dus cu sine, sigur, evident, beneficii, dar există și o latură, să-i spunem așa, mai puțin fericită, drept consecință, să zicem, anume faptul că raporturile de putere le s-au schimbat. Și cum anume poți trăi într-un niște raporturi de putere care le sunt în continuă negociere. Să nu fiu slavă Domnului că e așa, doar că asta complică foarte tare, foarte tare lucrurile. În ce măsură îți redefinești feminitatea, în ce măsură îți redefinești masculinitatea, toate astea sunt chestiuni care sunt
abordate în spectacolul nostru. Sau mai precis, da, interogate, chestionate, ne interesează fiecare cum se raportează la lucrul acesta. Eu sunt foarte curios cum va reacționa publicul. Mi se pare că reacțiile, ca de fiecare dată la voi, spectacole vor fi foarte diverse, vor fi poate și turbulențe, nu? Tu ce te aștepți, Oana? Tu ai văzut, ai tras un pic cu ochiul pe la repetiții, pe la... Nu, am văzut doar scenografia și știu că o să arate super. Mihai Păcurar a făcut o treabă foarte bună. Am mai auzit pe aici, pe acolo, scânteile. Care e? Zine de la interior, spune-ne. Care e pulsul, feedback-ul? E cu descărcări electrice, cum zice Andreea. Dar sunt sigură că din cauza temei și din experiență, temele care sunt atât de apropiate de viețile oamenilor și mai ales această mare temă a iubirii și a cuplului rezonează tot timpul în oameni, deci am senzația că o să fie terapeutic chiar pentru, sper, pentru anumite cupluri. E mai bine să vezi pe scenă, cred. Da, deci puse în personaj chipurile, nu, da, nu e despre mine, e despre un prieten. Și nu? Să vezi în contexte și da, să te iei o distanță, cred că de asta se merge la teatru. Eu cred că ar fi și mai interesant dacă voi ați reușit să faceți spectacolul ăsta itinerant. Asta cred că ar scoate la iveală și alte chestii interesante. Cum se raportează anumite zone din țara asta, anumite regiuni la această adică problematică. Să plimbăm. Să călătorească puțin. Da, cred că ar fi o idee bună. Da, această idee este una valabilă absolut pentru toate proiectele noastre și... Da, nu vreau să dau spoiler, dar o să avem o campanie spre Crăciun care sper eu că va ajuta foarte mult ca mai multe deplasări să se întâmple, pentru că e o nevoie de suport financiar în primul rând și de mijloace. Deci încercăm să îmbunătățim și zona asta a reactorului, care de altfel e în continuă îmbunătățire. Țin să menționez că avem aer condiționat pentru oamenii care au venit 4-5 ani de rândul la început și la finalul stagiunii, știu că e cald, deci o să fie răcoare și avem și sistem nou de sunet și experiența e tot mai intensă. Debutează, le spuneam telespectatorilor noștri, stagiunea cu numărul 6. Da. Când te întorci așa puțin. Când te uiți la ce a fost cândva, când ați planificat reactorul și ce acum, iată, au trecut 6 stagiuni peste voi, ce vezi? Văd doi stâlpi mari. Pentru că în spațiu erau doi stâlpi în area vizuală care au fost mutați. Văd OSB-ul care încă era nevopsit, văd scaunele care nu erau în sistemul lor, văd cele 10 reflectoare, văd curtea total pustie, fără verdeață, fără bănci, fără nimic. Pariai atunci pe 6 stagiuni? Da. Nu vreau să par pesimist. Glumesc, da. Glumeam înainte că pariam pe vreo 3, dar așa este, nu... Sunt mai sceptică și mai neîncrezătoare. Iacătă, din fericire, realitatea ți-a arătat că de data asta n-ai avut motive sau ar fi fost bine să n-ai motive să fii sceptică. Sunt ultimele 2 minute ale intervenției noastre. Vreau să-mi vorbești despre celelalte spectacole pe care le veți cuprinde. În stagiunea asta, în luna asta, da, păi jucăm Glorie și La Plasticata, luna asta, care sunt ultimele 2 producții din stagiunea trecută, care sunt super fresh și super fun și chiar două spectacole muncite care propun estetici diferite. La Plasticata e o operă comică despre viața cotidiană și despre marile drame ale existenței noastre consumeriste, iar Glorie este despre aceste avataruri în care am fost prinși prin povești, eroi, fecioare, antagoniști și se joacă cu toate aceste poziții. Ambele sunt 2 piese foarte bine scrise și 2 spectacole pline de cumva umor. Revenim cu În umbra marelui plan, care e un spectacol care a avut loc cel premier în stagiunea trecută și avem invitați. Colegii noștri de la Vanner Collective vin cu spectacol Lemons, 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 Lemons. De 5 ori, lămuri. Da, care mi-aș trebui să vedem. Știm că e tot cu un cuplu. Cam atât a luna asta. De data asta lucrurile nu se termină acolo, înțeleg, dar riscă să devină acre. Da.
Mai avem deplasări, participări la festivaluri. Toamna asta ne bucurăm că Baladele Memoriei a fost selectat în Festivalul Național de Teatru, în FNT, că avem drumuri la Iași, la, mai știu, la Târgu Neamț. Ne bucurăm că circulă spectacolul nostru, apropo, și prin circuitul de festivaluri și la București și așa. Și, nu știu, mai am timp? Vreau să mulțumesc. Am glumit, nu știu, dau cuvântul. Toamnă plină la Reactor de Creație și Experiment. Doamnelor, domnilor, la voi e prima colaborare? Da. Da, și pentru mine e și o premieră de foarte fericită în care lucrez la Reactor. Este premieră de în care lucrez într-un teatru particular, deci într-o zonă independentă, și este de asemenea o premieră în care lucrez pe un text pe care nu eu l-am propus și n-am cumva, sigur, am avut loc o selecție din care am făcut parte așa dintr-un juriu de selecție, dar nu eu l-am propus. Și pentru mine a fost asta o provocare, cumva, de care mă bucur și nu-mi pare rău că am făcut-o. Vă gândiți să recidivați, ca să spun așa? Evident. Și aveți deja ceva în minte? Nu. Dar, nu, deocamdată, adică eu cel puțin, suntem cu 10 zile înainte, nu prea mai e nimic altceva în minte, dar la cât de bine au mers lucrurile, la cât de bună a fost colaborarea, adică mi s-a părut foarte tare... Cât de flexibil a fost Andreea și cât de rapid a făcut pasul de la dramaturgul care ține în mod firesc la piesa ei, la situația în care este acum, aceea de a se da un pas înapoi și de a sluji spectacolul. Spunea, de altfel, Andreea, că e foarte încântată de maniera în care a ajuns să arate acest spectacol. Da, și îmi place foarte bine și pentru mine. E prima oară pentru multe lucruri. Adică e prima oară când... E prima piesă pe care am scris-o, e prima oară când se montează ceva ce am scris și, și ajung să văd lucrul la un spectacol pe interior. Și mi-am dorit foarte mult. Adică eu mi-am dorit și la început când s-a terminat rezidența și după ce am aflat că o să se monteze textul, nu știam exact dacă aș putea să stau sau nu la spectacol, depindea de regizor, de modul de lucru, de tot, dar mi-aș fi dorit foarte mult și mă bucur enorm că s-a întâmplat, că am putut să fac parte la acest Așadar, proces. Așadar, felicitări, mult, mult succes cu acest spectacol și cu întreaga stagiune cu numărul 6. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Și noi mulțumim. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor, Band de Jolt Quartet în cadrul Transilvania Jazz Festival. Discutăm imediat despre acest subiect, urmărim un clip interesant, revenim în platou, rămâneți cu noi. We'll be right back.
Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, urmăriți Regiunea în Obiectiv și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Despre Band de Jolt Quartet, ca preambul la Transylvania Jazz Festival, discutăm chiar acum cu jurnalistul Bogdan Roșca. Este și purtător de cuvânt și om de jazz. Bine ai venit, Bogdan, îți mulțumim că ești cu noi. Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație. Da, este un concert în preambulul cele de-a 13-a ediție a Transylvania Jazz Festival. Festivalul efectiv avea loc în luna noiembrie, între 8 și 10 noiembrie, aici la Sala Radio. Concertul acesta va fi marțea viitoare, pe data de 10. Cred că pentru cei care sunt pasionați de jazz, dar nu numai, întâlnirea cu quartetului Band de Jolt va fi una foarte interesantă. De ce? Așa cum ați văzut din piesa pe care ați difuzat-o în deschiderea discuției noastre, e un muzician extrem de complex. Ca stil nu l-aș descrie deloc ca fiind melancolic, ci mai degrabă ca fiind un stil foarte vivace, extrem de actual. El este de fapt cunoscut ca un muzician de avantgardă în jazz. Cu toate acestea, păstrează o linie melodică foarte ușor de urmărit și care are așa o prospețime în momentul în care îl asculți. Dar chiar vreau să te întreb ce înseamnă prezența acestui quartet ca preambul, spuneam, la acest festival. Care e, cumva, care sunt influențele pe care merge quartetul? Ce se întâmplă? Poți să recunoști foarte ușor pe John McLaughlin în stilul său de interpretare. Prezența unui astfel de quartet la Cluj-Napoca este una întotdeauna salutară. Să nu uităm că majoritatea evenimentelor de jazz au propus în ultima vreme nume foarte mari de pe scena mondială. Ceea ce cred că este important pentru viața culturală a orașului, este extrem de bine primit de fanii genului, indiferent de ce eveniment vorbim, la care cântă un muzician de jazz de pe scena mondială principală. Band de Jolt este original din România, din Transilvania. El s-a perfecționat ca muzician în Ungaria, dar a mers mai apoi și la Berklee College of Music în Boston. A studiat mult în afara țării, în zonele în care, într-adevăr, jazzul contemporan este foarte bine ancorat. Ei, să aduce astfel de muzicieni pe scena Clujului este într-adevăr un lucru salutar și totodată sper să fie bine primit de public. Vorbim deja despre o comunitate a oamenilor de jazz în Cluj. O comunitate a consumatorilor de jazz. Acum, oameni de jazz, cum să spun, eu mă tem de astfel de clasificări. De ce? Pentru că, știi, spiritul jazzului este un spirit liber și aici nu vorbim neapărat de o certificare în cunoașterea muzicii de jazz, vorbim de o pasiune pe care o ai pentru acest gen de muzică. Și ceea ce mi se pare mie foarte, foarte interesant la acest stil este faptul că ai tot timpul posibilitatea să descoperi ceva nou. Astăzi trăim în epoca fuziunilor muzicale și vei putea să întâlnești muzicieni care vin de pe scena de muzică electro și care acum au virat spre jazz și își întâlnesc loop-urile și secvențele făcute pe un calculator cu niște muzicieni care vin cu o pregătire clasică, un saxofonist, un basist și un toboșar și vii brusc cu un tip care face muzică pe platane. Astăzi totul este fusion și cred că... Și nu sunt cumva ciudate astfel de mixuri, depinde, nu? Depinde, din nou ne întoarcem la gust. Unele sunt plăcute la audiție, altele mai puțin plăcute. Nu întotdeauna opiniile trebuie să fie aceleași. Nu mai trăim în vremea aceea a criticilor, dacă vrei, de jazz, care să zică, da, Miles Davis e un tip foarte mare și, nu știu, un interpret actual mare de învățat, nu. Iar astfel de alăturări pot să fie forțate, vezi doar. Uneori da, alteori nu. Evident, dar din nou îți spun, poate că dacă mergem împreună la un concert, ți-ar putea să-ți placă, mi s-ar putea să nu-mi placă. Și de fapt, din chestiunea asta intervine, dacă vrei, toată frumusețea jazzului, tot spiritul acela liber pe care îl propune acest gen muzical. Deci, trebuie să avem mintea deschisă. Jazzmenii în general au mintea foarte deschisă la a experimenta tot felul de lucruri. Recent am făcut pentru podcastul meu de jazz un interviu cu Mammal Hands. Mammal Hands e o trupă care a fost de 5 ori în România. Prima oară chiar aici la Jazz in the Park, ultima oară la Smida Jazz Festival. Acolo i-am întâlnit și i-am întrebat ce ascultă. Nu vrei să știi, mi-au dat niște nume de trupe indie și electro.
Și mă gândeam, bă, ăștia sunt muzicieni de jazz și uite, ascultă niște chestii. Ei își atrag, își trag, dacă vrei, seva, inspirația din tot felul de formații și de piese, unele mai de succes, altele mai puțin succes. Astăzi, așa cum știi, e la un clic distanță, o întreagă librărie muzicală din toată lumea, încât nu mai depinzi, să zicem, de o colecție fizică și ți-e mult mai ușor să te inspiri ca artist și să te alimentezi. Până la urmă, inclusiv de la noi, de aici, de la noi au fost influențe care au venit în jazz. Mi-aduc aminte, la un moment dat, discutam într-o emisiune despre Ion Cicărăși, nu? Care cumva a fost un mare consacrarea în Statele Unite și cumva etnojazzul și de acolo vine, sau mare parte de acolo, nu? Uite, dacă vrei să deschidem puțin discuția despre jazzul românesc, jazzul românesc, ca majoritatea producției culturale din vremea comunismului, a fost sub cenzură. De ce? Comuniștilor nu le plăcea jazzul pentru că jazzul este un stil liber, cum spuneai mai devreme. Exact, e un stil liber care nu poate fi controlat prin cenzură. Nu era ca un text care era dat spre publicare să făceau ajustări respective. Practic, de aici puteai... și situația lui Ion Cicărăși, și nu exilat gest, cumva. Exact. În gest te puteai trezi că muzicienii iau razna și cântă ceva ce organul de partid și omul de la cenzură nu înțelege. Ăla ar trebui să răspundă în fața superiorilor pentru ce s-a întâmplat acolo. Cu toate astea, jazzul a mers mai departe. Influențele din vest s-au simțit, dacă vrei, printr-o rețea underground de discuri, casete, viniluri care intrau în România și muzicienii, într-adevăr, și-au găsit originea și au pus chiar și în cântece de muzică ușoară, care la vremea respectivă au devenit hituri, au pus diferite pasaje și idei pe care le preluau de la muzicieni de jazz din afară. Asta a fost așa foarte rapid spus situația. După această etapă de ce? Îmi cer scuze. Vreau să zici de etno. Uite, m-am întâlnit cu Nick Barch. Nick Barch e un pianist elvețian de top care scoate la casa discuri ACM și el îmi povestea că în 1979, când avea 8 ani, a fost în România. Era într-o excursie cu părinții, cu o caravană, a mers până la Marea Neagră, în fine, foarte interesant. Deci a fost impresionat de felul în care primeau oamenii în 79 sezi o mașină de Elveția, niște cetățeni care vorbesc limba germană, e un pic ciudat. Zice, am fost tot timpul urmărit și mi-a spus că a cumpărat la vremea respectivă, prins ceva festival folcloric undeva prin studiul țării și au cumpărat niște discuri de, cu muzică populară, folk music spune, ăla înseamnă muzică populară, da? Și a fost foarte impresionat mai târziu de stilul de interpretare, de structura pieselor, de felul în care mergea ritmul pe piesă respectivă. Vezi, toate astea, dacă ți le spune un muzician care acum e în topul mondial de jazz, te face să te gândești că, bă, oamenii ăștia sunt influențați, inclusiv, iată, de muzica populară românească. Vreau să spun, jazzul e o influență de foarte multe stiluri și foarte multe sound-uri. Jolt Bende, cum ziceam, vine pe 10 septembrie aici la Sala Radio. Va fi un concert, din punctul meu de vedere, de neratat, mai ales cu muzicienii pe care vine cu Andras Pecek Lakatos la tobe. Este un baterist foarte bun, în 2004 a câștigat un concurs făcut de Radiodifuziunea Maghiară pentru tineri bateriști, iar mai apoi a fost foarte bine primit la un festival de jazz de la Londra. Are enorm de multe participări în tot felul de trupe și e un virtuos al instrumentului. Dar mai avem pe Gheorghe Orban la chitară bas. El a început să studieze chitara, de fapt, dar când a dat de un bas vertical, a zis că ăla e instrumentul pe care și-l dorește. Și mai avem pe Daniel Meșter, toți din Ungaria. El a studiat și el chitară, dar până la urmă a mers spre zona asta, instrumentul de suflat, a saxofonului și a clarinetului. Sunt niște muzicieni foarte bine instruiți, foarte bine pregătiți, au o instruire muzicală academică, deci vin din școală de muzică clasică și întotdeauna când muzicienii de clasic se îndreaptă spre jazz, vei avea parte doar de surprize plăcute. De ce? Pentru că ei cunosc foarte bine teorie muzicală, deci știu foarte bine să se joace cu frazele muzicale, cu structurile muzicale pe care și le propun să le abordeze și evident din cariera lor, făcând asta prin prage de pruncie, sunt niște
niște virtuoși ai instrumentului, indiferent de ce instrument vorbim. Așadar, e clar, 10 septembrie, spuneai, 10... la sala radio, întâlnire de neratat. Cu... 10 septembrie, ora 18. Cu band de Jolt Quartet, doamnelor, domnilor, Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Mergem acum mai departe, deși e toamnă, arta iese în stradă, sau mai bine zis, rămâne în stradă, pentru că și pe perioada verii a fost prezentă în foarte multe evenimente la Cluj-Napoca. Așadar, Art in the Street, doamnelor, domnilor, este subiectul despre care vom discuta imediat la Regiunea în Obiectiv. Urmărim acum un clip de la ceea ce s-a întâmplat anul trecut, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! I think every city should have like areas where people can go and perform without being harassed and without being told to stop. I think that like it's just such a positive thing for people to go out and express themselves, whether they're playing music or whether they're doing artwork on the street, like street art, like or graffiti or pavement art. Or like making things. Street art is fantastic. It's good for the community. It's good for children to come out and see things going on the street. It helps people to develop their like their kind of way of thinking about what is out there in the world for them to do. It inspires people. It just makes the world a really kind of colorful place. I mean, if there's nothing going on the streets, it's a bit dead. I mean, you've got shops and everything, but everybody walks around like, oh, I'm just going to go here to buy something. Whereas the streets should be places where things are happening. You know, like, there should be interesting things happening. And the streets should be a stage, you know, in certain areas. It should be like, wow, just come out and perform or, you know, just express yourself. You know, that's my view on street art. O plăcere să cânt pe stradă și îmi place foarte mult atmosfera, cum vin oameni, aplaudă, te încurajează. Mi s-a părut o experiență foarte frumoasă pentru că nimeni nu are ocazia să cânte cu cineva din familie și ce să zic, e perfect. Talking about good times or bad times, good times or bad times, good times or bad times of our lives. I love to sing the blues. I love to sing the blues, baby. I love to sing the blues.
Art in the Street, doamnelor, domnilor, ediția 2019 se desfășoară în această toamnă la Cluj-Napoca, dar și la Iași. Denisa Dan, project manager, este alături de mine, este invitata mea, ne dă detalii. Bine ai venit, Denisa, îți mulțumesc că ești cu noi. Bună și bine v-am găsit. Jazz in the Parks, faci o piruetă, te dă de 3 ori peste cap și revine în mijlocul comunității cu Art in the Street. Așa este. Evenimentul nostru care până anul acesta se numea Jazz in the Street, deci practic legătura asta între Jazz in the Park și Jazz in the Street era una foarte clară. E bine, de anul acesta ne numim Art in the Street. Tot și... ei sunt, doamnelor, da. Domnilor, aceia sunt, da. Să nu-i confundăm tot cu alții. Noi suntem. Reputația e acolo. Tot noi, aceiași oameni, aceleași gânduri bune, zicem noi, și un eveniment... Și aceleași evenimente super mișto. Urmăream împreună after movie-ul vostru și am recunoscut ipostaze, oameni, spectacole fantastice. La ce ne așteptăm anul ăsta de la voi? Ei bine, anul acesta, Art in the Street o să aibă loc în Iași, în 28-29 septembrie, iar acasă la Cluj o să fim în 12-13 octombrie. Diferența față de evenimentele din anii trecuți ale Art in the Street și față de anul acesta este că o să punem focus mai mare pe ce înseamnă piața muzeului. Până acum noi am apărat până acum Bulevardul Eroilor, respectiv Piața Unirii, astea erau locațiile noastre. Aha. De acasă, să zic așa. Anul acesta ne-am hotărât să luăm și cealaltă parte a centrului, să zicem așa. De altfel foarte frumoasă așa și este. Foarte ofertantă așa pentru este. Astfel de evenimente. Exact. Cumva credem că are foarte mult potențial. Există și casa Jazz in the Park acolo, și anume Vorbe. Și cumva vrem să aducem arta stradală și pe străduțele micuțe și pietonale ale Clujului. Înțeleg că veți activa toată acea zonă cu străduțele, cu strada Clemenceau, Clemenceanu, exact. Exact, Clemenceanu. Foarte multă lume în Cluj, da. Unde se află și cuibul în care exact. se creează toate aceste evenimente. Ce ne dorim noi este să activăm întreaga zonă, o să încercăm să colaborăm și cu tot ce înseamnă partea de localuri din zonă și pe lângă momentele artistice care o să aibă loc efectiv pe străduțele adiacente, după ora, așa să-i spunem, legală, fiecare din localurile din zonă să adopte, de ce nu, câte un moment artistic și câte un artist în sine. Așadar, doamnelor, domnilor, după o vară plină de evenimente la Cluj-Napoca, va veni o toamnă la fel de plină, cu foarte multe lucruri care se vor petrece de-a dreptul în stradă și înțeleg, mi-a plăcut foarte mult iarăși o secvență pe care am văzut-o în filmul pe care l-au montat colegii de anul trecut. E un eveniment fără vârstă. Am văzut copii, am văzut persoane de vârsta a doua, a treia, tineri, toată lumea e la Art in the Street. Da, noi asta ne dorim. Practic, străzile Clujului să fie super vii și efervescente și să găsești în evenimentul nostru câte ceva pentru fiecare categorie de vârstă, fie că e vorba de copii, de oameni mai în vârstă, cumva pe principiul ăsta ne și alegem artiștii. La Art in the Street există două categorii de artiști, să zicem așa. Există artiști care aplică, noi avem în continuare înscrierile deschise la Iași până pe 5 săptămâna aceasta, iar la Cluj până pe 12 septembrie. Deci avem artiști care se înscriu din toată țara, lucru care ne bucură foarte tare. Și pe lângă aceștia avem artiști invitați, artiști internaționali sau artiști care fac proiecte speciale pentru Art in the Street. Prinde foarte bine, prinde din ce în ce mai bine acest tip de spectacol, deși stăteai și te puteai gândi cu ani în urmă, e mult mai complicat, e foarte complicat pentru un artist să vină cu arta lui în stradă. Nu e mai sigur, mai cumva călduros un spațiu închis, dar în stradă ai o ambulanță, ai oameni care se mișcă, ai oameni care poate că interacționează cu tine și ar putea să te distragă. Care e? Așa este. Și plus, pe lângă asta, cred că e super ușor să vezi reacția și feedback-ul publicului când ești în stradă. Adică e chestie pe care nu o poți ascunde. Eu cred că e și un moment de sinceritate. Așa nu? Este. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Da, nu ai cum să te ascunzi. Adică omul care este în fața ta o să reacționeze imediat dacă începe să danseze. Vei citi instant în fața lui dacă îi place sau nu-i place ce faci tu acolo. Da, este... o experiență cu o idee mai multe provocări. Într-adevăr, există tot ce înseamnă factori perturbatori. Sunt oameni care sunt în trecere, pe care dacă îi cucerești cu ce faci tu, o să se oprească și o să te asculte. Oamenii care nu sunt interesați de ce faci tu, probabil o să meargă mai departe. Dar este...
nu știu, un pas în plus, să zicem așa, și apreciem super tare că artiștii care se înscriu și artiștii care vin la Art in the Street acceptă provocarea asta, să zic. Spuneai că la finalul lunii septembrie veți fi prezenți la Iași. Cum ați ales Iașul? De ce nu Craiova? De ce nu Timișoara? De ce nu Zimnicea? De ce nu... Păi noi am mai avut tangențe, așa să zic, cu Iașul, dar nu pe ce înseamnă evenimente outdoor. Un alt proiect al nostru, Classic Unlimited, a mai vizitat Iașul. Noi am mai avut în trecut și alte evenimente la Iași, dar nici unul până acum outdoor. Moldovenii sunt oameni foarte tari, sunt petrecăreți, sunt oameni pătimași care rezonează, cred eu, o să rezoneze foarte bine cu tipul. Sperăm că așa o să fie, da. Da, la final de septembrie ajungem acolo. Și sperăm cu mare, mare drag ca Art in the Street să fie primit cu aceeași bucurie și cu aceeași căldură cu care este primit la Cluj, unde avem un feedback extraordinar de bun din partea oamenilor. Am câștigat și premii cu Art in the Street în 2017 și în 2018. Am câștigat titlul de cel mai apreciat festival cultural-social-artistic. Excelent, așa, felicitări! Da. Mulțumesc! Sunt artiștii prezenți la Cluj-Napoca și la Iași identici? Adică e același program de festival? Nu, noi avem două coluri diferite. Practic avem un col de artiști pentru Iași, un col de artiști pentru Cluj-Napoca. Într-adevăr, dacă tu ca artist dorești să te înscrii la ambele, nu este nicio problemă, acceptăm înscrieri din partea oamenilor în ambele orașe. Ce încercăm, în schimb, este să dezvoltăm partea asta de artă stradală și să aducem un plus valoare artiștilor din acea regiune a țării. Așa că apreciem super tare artiștii din Iași și din prejmurii care se înscriu, dar nu o să spunem niciodată nu bucureștenilor, care se înscriu într-un număr foarte mare la... Bănățenilor, da, probabil, exact. Oltenilor și... Exact. Deci îi așteptăm pe toți, cu drag. Ai tras cu ochiul în zona de înscrieri? Ce aveți acolo deja pus? E greu? Trebuie făcut o selecție riguroasă? Da, păi avem destul de multe înscrieri pe ambele orașe. Cred că se cunoaște foarte tare. Ediția de la Cluj nu este prima ediție și atunci oamenii sunt mult mai receptivi pe ce înseamnă partea de Cluj. Dar și la Iași avem o mulțime de înscrieri. Avem... Muzicienii predomină lista asta de înscrieri, dar pe lângă ei avem actori, pictori, caricaturiști, jongleri, dansatori, balerini, deci eu sunt super mândră de cât de deschiși sunt oamenii și de faptul că ei înțeleg de fapt ce ne dorim noi de la evenimentul ăsta, cât de efervescent și cât de mult am dorit să acoperim din paleta asta de arte. Spuneai despre artiști locali sau artiști din România, național, să spunem așa, și artiști din străinătate, unde evident, și am văzut asta de foarte multe ori, această zonă artei adusă în stradă e parcă mult mai bine dezvoltată sau prezentă acolo de mai multă vreme. Simți că și la noi începe să se clădească această zonă? Vorbim, cel puțin la Cluj-Napoca, unde voi ați mai adus astfel de evenimente. Asta este intenția noastră și asta este scopul, să zic așa, să facem din străzile Clujului niște străzi într-atât de vii și de colorate și animate, așa cum sunt și străzile din afară. Pot să zic că suntem norocoși pentru că primăria, deci municipalitatea și tot ce înseamnă autoritățile locale sunt super deschiși și ei își doresc astfel de lucruri întâmplându-se pe străzile din Cluj. Deci cu puțin noroc, acum suntem la a patra ediție, cine știe, poate la ediția 10 o să fim doar un agregator de artiști și lucrurile să se întâmple în mod frecvent pe străzile Clujului. Nu vă temeți de condițiile meteo? De prognoze meteo? Cred că suntem super pățiți, da. Eu am spus chestia asta și o să o repet. Poți să organizezi super multe lucruri, să te pregătești cu, nu știu, câte lună și în stele, dar există lucruri pe care nu le poți controla. Unul din ele fiind exact vremea. Ce încercăm noi este să ne găsim backup plan-uri, să fim acoperiți cumva, să avem locații alternative în care să putem muta evenimentul. Dați seama că dacă Art in the Street nu s-ar întâmpla exact pe stradă, ci într-un spațiu acoperit, într-adevăr ar fi mult mai comod și mai lejer, dar cred că ar fura un pic din esența evenimentului. Acum suntem așa, fingers crossed. Și... Anul trecut ați avut super noroc. A fost extraordinar, au văzut și telespectatorii în imagini. Așa este, we got like very lucky. Da. Sperăm că așa o să se întâmple și anul ăsta. Altceva
nu prea putem să spunem. Plus că eu cred că mai e o chestie. Deja publicul de la Cluj sau publicul din Transilvania e obișnuit cu evenimente, cu participarea la evenimente pe ploi torențiale. Pe... L-am văzut în imagini pe Andy Vanca, PR-ul de la Electric Castle. Așa nu? De la Hidroelectric Castle se numea la un moment dat festivalul, sau făceau colegii glume apropo de, de tradiția. Și voi la Gesinda parcă ați avut momente în care aproape bine, ca să da, spun așa. Da, cred că am trecut de marele botez al ploii. Suntem mult mai căliți față de acum ceva ani. Anul acesta am avut noroc, dar anul trecut n-aș putea să spun același lucru cu Jazz in the Park. Pelerina de ploaie, exact. Umbrela și la Art in the Street. Nu, ăsta e mesajul. Ce-aș... Sperăm să nu fie cazul, dar da, dacă așa este modelul, atunci cu siguranță da. Ce așteptați de la întâlnirea cu publicul în acest an, în această ediție? Apropo, ați stabilit cumva o temă sau e o chestie foarte diversă cu momente din fel de fel de paliere artistice? Noi vrem să avem un eveniment cât de divers și cât de efervescent. Ăsta cred că e cuvântul care mie una îmi place să-l asociez cu Art in the Street. Nu am vrut să-i dăm o temă tocmai pentru a-i da frâul liber și tocmai pentru ca artiștii să se poată înscrie și artiștii să vadă că Art in the Street este un eveniment deschis tuturor. Asta ne dorim. Iar legat de publicul din Cluj, este un lucru incredibil. Cred că încă de la prima ediție de Jazz in the Street, pe vremea aceea, în luna aprilie, în 2016, noi am încheiat evenimentul cu un concert în curtea Muzeului de Artă atunci și știu că am fost efectiv impresionată de priveli și de cât de mult ne-au susținut oamenii și cât de mult, nu știu, de... Se simt bine în evenimentul ăsta și se vede pe ei că le place și they are enjoying it. Și atunci cred că satisfacția asta este peste multe, multe alte lucruri. Căci, într-adevăr, nu e ușor să faci un eveniment în stradă. Seamănă, crezi că o să semene publicul de la Iași cu cel de la Cluj? Vă așteptați la lucruri diferite de la ei? Ați mai avut, ați mai dus spectacole în acea zonă, spuneai, sau evenimente, dar... Ca acesta nu. Ca acesta nu, într-adevăr. Cred că o să fie o surpriză așa. Nu știm exact la ce să ne așteptăm. Sperăm cumva că oamenii o să fie la fel de receptivi cum sunt și la Cluj. Și cu un așa eveniment ca Art in the Street există destul de puține șanse să nu le placă și să nu-l îmbrățișeze ca un eveniment de al lor. Avem deja programul stabilit pe zile? Lucrăm la asta, dat fiind că noi încă avem înscrierile deschise, încă mai așteptăm cu mare drag artiști și pentru evenimentul din Iași și pentru evenimentul din Cluj și apoi o să ieșim cu toate forțele și cu informații despre el. Evident, sunteți conectați și pe site-ul vostru, pe rețelele de socializare. Exact, suntem prezenți peste tot ce înseamnă social media și mai departe. Deci avem și site, și Facebook, și Instagram. Art in the Street este numele tuturor, vă așteptăm cu drag. Spuneai despre efervescența, despre modul în care oamenii aderă la această idee a voastră și mi se pare foarte important acest lucru, cumva după o vară care este plină de evenimente, iată, ar urma cumva o toamnă în care lucrurile parcă părea brusc s-ar opri, plus că-ți vin toți studenții înapoi, ar fi păcat să nu poată participa la... Așa este, eveniment. Practic, Art in the Street este un plus valoare al orașului, oricum mai luau, adică oamenii se bucură super tare de eveniment, artiștii își găsesc scena pe stradă și practic o să-i obișnuim pe oameni cu ce înseamnă artă stradală și o să-i facem să simtă nevoia să fie tot timpul acolo. Ultimul minut al intervenției noastre, vara o acoperiți, clar, cu Jazz in the Park. Primăvară, toamnă, e Art in the Street. Așa. Acum. O să gândiți ceva și pentru perioada iernii? Ne gândim la asta, dar... Ieșim și la iarnă în stradă. O să vedem. Mie mi-ar face mare plăcere, dar este un gând pus acolo. O să vedem ce și cum o să se întâmple. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Mult succes! Așadar, doamnelor, domnilor, nu uitați, Art in the Street la Iași, la final de septembrie, în, să spunem, jumătatea lunii octombrie, la Cluj-Napoca. Înscrierile sunt încă deschise. Artiștii care doresc să participe la acest eveniment pot să contacteze site-ul vostru. Mulțumesc încă o dată și mult, mult succes pentru această ediție 2019. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Regiunea în obiectiv la final. Rămâneți alături de programele televiziunii române. Eu sunt Ovidiu Damian. Să aveți o după-amiază excelentă!